când eram la încercare, am promis Domnului că oriunde voi ajunge, dacă mi se va crea cadrul, am să mărturisesc cum El a lucrat și cum Dumnezeu în îndurarea sa m-a izbăvit. În timp ce eram la liceu, aveam o profesoară de română care ținea doliu după Eminescu și spunea că nu există Dumnezeu. Aveam momente când ne ridica la răspuns și ne întreba dacă credem în Dumnezeu, iar dacă spuneam că credem în Dumnezeu, aveam nota 3, chiar dacă știam foarte bine ceea ce ea ne întreba. Dacă spuneam că nu credem în Dumnezeu și că Dumnezeu nu există, nota 7 ne era asigurată, chiar dacă nu știam mare lucru. În clasa 9 nu m-a întrebat dacă cred în Dumnezeu, în primul semestru din clasa 2, din clasa 10, de asemenea nu m-a întrebat dacă cred în Dumnezeu. În anul acela de Revelion am fost plecat undeva în județul Arad și acolo Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mi-a vorbit printr-un frate și mi-a spus că înaintea mea să ridic un zid înspre care eu am să privesc și am să spun că e de netrecut. Dar printre altele, Dumnezeu mă îndemna să privesc dincolo de zid, că mâna Lui mă va trece cum eu nu mă aștept. N-am înțeles mare lucru din înștiințarea aceea, nici fratele acela prea multe detalii n-a putut să-mi dea. Timpul a trecut, eu am plecat acasă, vacanța s-a încheiat, am mers la școală, prima oră luni aveam română, ca de obicei, profesoara de română a venit, a făcut prezența, după care mi-a spus Cătălin, l-a răspuns. M-am ridicat în picioare, mi-a spus Cătălin, înainte să răspunzi, eu vreau să te întreb ceva, tu crezi în Dumnezeu? Acum, dacă îi spuneam că cred în Dumnezeu, l-am nota 3, n-am fost luată 3 niciodată până atunci. Iar dacă spuneam că nu cred în Dumnezeu, înseamnă că mi-era rușine de Cel ce m-a mântuit. Așteptam de ceva vreme ca ea să mă întrebe dacă cred în Dumnezeu sau nu. Și am spus, doamna profesoară, eu cred în Dumnezeu din toată inima mea. Și dumneavoastră trebuie să credeți că dacă nu-n iad, vă duceți cu tot cu Eminescu. Aveam o sală de clasă mare, o catedră mare în clasă. În momentul în care a sărit în picioare de pe scaunul de la catedră, cred că un metru, am împins catedra în față. A strigat la mine să ies afară, am ieșit afară, dar înainte să ies, i-am spus, doamna profesoară, nu uitați că singura șansă e pocăința. A luat catalogul și a aruncat după mine. O lună și jumătate m-a primit la oră numai vinerea și m-a ascultat din tot ceea ce preda peste săptămână. Dumnezeu a fost cu mine și m-a binecuvântat și niciodată nu m-a prins să nu știu. Văd că aveți foarte mulți tineri în adunare și copii și vreau să le spun un lucru, că Dumnezeu nu încurajează lenea. Dumnezeu încurajează și binecuvintează munca noastră și dacă noi suntem serioși și ne facem partea și Dumnezeu în dreptul nostru și împlinește făgădința și ne face cap și nu coadă, slăvit să fie numele Lui. Într-o vineri când eram la ora de română și ca de obicei răspundeam, a venit doamna dirigintă să facă o listă cu elevii care vor să meargă la acea olimpiadă. Olimpiada pentru care se făcea acea listă era o olimpiadă de specialitate, și se dădea din 4 materii, chimie, fizică, ecologie și microbiologie. Chimia totdeauna mi-a plăcut, dar niciodată n-am făcut o performanță foarte mare. Mai mult de mențiune pe județ, n-am luat la niciun concurs la care m-am prezentat până atunci. Doamna dirigintă mi-a spus, Cătălin, tu nu mergi la olimpiadă. Eu i-am spus, doamna profesoară, doamna dirigintă, eu o să merg, dar numai la chimie. Pentru mine 4 materii să învăț prea mult. Profesoara de română de undeva din spatele sălii, eu stăteam în prima bancă la ora dânsei, îmi spunea, Cătălin, te poți duce tu la olimpiadă, că până ce-i soarele pe cer, tu n-o să iei locul întâi. Eu m-am întors către ea și am spus, doamna profesoară, să știți că Dumnezeu meu a creat soarele, luna, stelele, toate lucrurile care se văd și care nu se văd și Dumnezeu meu are puterea ca ziua în amiaza mare să stingă soarele și eu să iau locul întâi la olimpiadă. I-am spus, doamna dirigintă, treceți-mă pe listă să știți că am să merg la această olimpiadă și am să iau locul întâi. Profesoara de română mi-a spus că-s nebun, dar mi-a promis că o să meargă de 3 ori la biserică și o să citească de 3 ori în Biblie dacă am să-i duc eu o Biblie, că ea nu avea. Timpul a trecut, eu am învățat cât de bine am putut, în același timp n-am neglijat biserica, părtășia cu frații. A venit vremea să mă duc la proba scrisă, că era probă scrisă și probă orală. Am intrat în sala de examen, am început să scriu, la fizică am făcut tot, la chimie am făcut tot, la ecologie de asemenea. Dar când am ajuns la ultima parte, partea de microbiologie, a venit subiectul înmulțirea virusurilor. N-am știut nimic. Pentru fiecare olimpiadă sau examen la care te prezinți, se specifică în programă ce capitole din materie trebuie învățate ca să știi la cea olimpiadă.
Și în programă nu era trecut faptul că trebuie să învăț și despre înmulțirea virusului și n-am învățat. Dar stând acolo în bancă am început să mă rog lui Dumnezeu și am spus: Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos să-mi spui să scriu ceva. Că dacă nu iau locul întâi la olimpiadă, profesoara de română o să facă din numele tău ce poate n-a făcut nimeni niciodată. Și stând acolo în bancă am auzit o voce care a început să-mi dicteze. Și am început să scriu, am scris. Au tot ieșit afară din sala de examen până ce am rămas eu cu încă doi pe care nu i-au lăsat să iese până ce termin și eu, că așa e regulamentul. Înainte cu 2-3 secunde ca profesorii ce ne supravegheau să-mi spună că timpul a expirat și că trebuie să predau lucrarea, vocea aceea a încetat să mai îmi dicteze. Dumnezeu a știut cât timp am la dispoziție și în timpul acela mi-a spus să scriu tot ceea ce trebuia să scriu. Asta a fost într-o sâmbătă, luni, m-am dus la școală cu Biblia în ghiozdan, în credința și în nădejdea că Dumnezeu e cel ce m-a izbăvit. Prima oară aveam română. Când am ajuns în sala de clasă, deja doamna dirigintă cu domnul profesor care m-au pregătit, mă așteptau, mi-a spus: Cătălin, felicitări, ai la locul întâi cu un punct și 16 sutim diferență de locul 2. Am ridicat mâinile spre cer și am mulțumit lui Dumnezeu că știe cum se mulțesc virusurile, că El le-a creat. Prima oară aveam română. Profesoara de română, ca de obicei, a venit, a făcut prezența, după care i-am spus: doamna profesoară, eu cred că ați auzit că eu am la locul întâi, mi-ați promis că veniți la adunare, că citiți în Biblie, vă rog frumos să vă țineți de cuvânt. Mi-a spus: Cătălin, tu crezi că iau Biblia de tine? Tu mai ai proba practică și acolo sigur te vor depuncta, miza era destul de mare. Cine la locul întâi la olimpiadă avea intrare la facultate, pe locurile bugetate, plătite de către stat, fără să mai dea un alt examen de admitere. Aveam o credință că Domnul e cu mine, cum cred că n-am avut niciodată până atunci. Și am spus: doamna profesoară, ca să vedeți că Dumnezeul meu trăiește, 28 de elevi, cei mai buni din județul Cluj, numai eu o să iau 10. Asta a fost într-o luni. Joia m-am dus la practică. Aveam câteva reacții ce de făcut. Aveam ceva de privit la microscop. Tehnologia e bună, dar ne mai și încurcă. Cum am spus, am intrat în sala de examen, aveam câteva reacții chimice de făcut, ceva de privit la microscop, după care scriam ce am descoperit în urma reacțiilor chimice, ce am privit la microscop, trebuia să desenăm și să spunem ce am identificat în urma ceea ce am văzut acolo. Am făcut tot ce am avut de făcut, am predat foaia șefului comisiei, m-am retras în spatele sălii, am așteptat câteva minute, timp în care comisia se sfătuia și a venit să-mi spună nota. Înainte de a fi toată problema cu profesoara de română, într-o noapte, am avut un vis cu un capăt așa de mână s-a apropiat de mine și a pus în mâna mea o foaie A4 împăturată în două, pe care când am deschis-o era scris cu roșu un 10 mare cât foaia. Eu am uitat visul acesta. După cum am spus, am făcut tot ce am avut de făcut acolo, am predat foaia, m-am retras în spatele sălii. În câteva minute a venit șeful comisiei cu foaia A4 împăturată în două, pe care când am deschis-o era scris cu roșu un 10 mare cât foaia. Mi-am adus aminte și de acel vis. Am ieșit afară din sala de examen. Au mai fost note de 9, de 8, de 7, au fost toate notele, dar 10 n-a mai avut nimeni pentru că Dumnezeul nostru trăiește. Vinerea nu m-am dus la școală datorită faptului că joi am fost la olimpiadă, m-au lăsat liber. Duminică seara am plecat acasă, m-am închis în camera mea, am pus pe pat Biblia care urmea să-i dau profesoarei de română, am pus mâinile peste acea Biblie și am spus: Doamne, eu chem numele Tău peste cuvântul acesta care este al Tău. Și în numele Domnului Iisus Hristos te rog să-i dai pacea profesoarei de română și să o mântuiești. Luni dimineața m-am dus la școală, ca de obicei, profesoara de română a venit. Am văzut încă de când a intrat în sala de clasă că ceva era cu ea. A făcut prezența, după care i-am spus: doamna profesoară, eu cred că ați auzit că am rămas primul pe județ, eu v-am adus Biblia, vă rog frumos să vă țineți de cuvânt. N-am mai comentat că nu ia Biblia de la mine, m-am dus, i-am dat Biblia. În momentul în care a pus mâna pe acea Biblie, ceva în fizionomia ei s-a schimbat. Și pentru prima dată n-a asistat la oră și a luat catalogul și a ieșit afară. În zilele care au urmat m-a rugat să mă mut din prima bancă unde stăteam, în ultima bancă la ora dânsei. Eu vreau să vorbesc cu ea, să a fost la adunare, dacă o citit în Biblie. Ea parcă fugea de mine. La ceva vreme, când eram în fața, ieșeam de la școală într-o vinere, în fața școlii era profesoara de română și când am ajuns în dreptul ei, eu eram împreună cu niște colegi.
Mi-a spus: Cătălin, te rog frumos să rămâi puțin, că vreau să discut cu tine. Am rămas numai eu cu ea. Mi-a spus: Cătălin, să știi că eu mă pocăiesc. Eu am crezut că își bate joc de mine, că-i cam stătea în caracter să-și bată joc de copiii pocăiți. Și ca să văd dacă vorbește serios sau glumește, i-am spus: doamna profesoară, pocăința e lucru mare, pocăința e lucru greu, pocăința nu e un lucru așa de apucat cum credeți dumneavoastră. Mi-a spus: Cătălin, pe mine nu mă mai interesează nimic. În joia în care tu erai la proba practică, eu am ieșit la ora 1 de la școală. Stătea undeva aproape de școală. După ce am ieșit pe partea școlii, n-am orbit, dar am văzut că e noapte afară. Eu i-am spus că Dumnezeu meu poate să stingă soarele ziua în amiaza mare și Dumnezeu pentru el a stins, a făcut-o să vadă că e noapte afară. Și cea toată școala care are un tablou mare al lui Eminescu, la care tot mereu îi cumpără flori. Mi-a spus: m-am dus acasă, am aruncat florile, am scos tabloul, m-am pus pe genunchi și m-am rugat lui Dumnezeu. În urma celor întâmplate, profesoara de română s-a întors la Domnul. Profesoara de geografie cu toată casa ei s-a întors la Domnul și profesoara de psihologie cu toată casa ei s-a întors la Domnul. Tot ce a mărturisit spre slava și spre gloria lui Dumnezeu, frați și surori, că n-a făcut Dumnezeu nimic că ar fi Cătălin ceva, ci toate lucrurile Dumnezeu le-a făcut pentru că numele lui e sfânt și el și-l proslăvește. În anul acela nu s-a făcut faza națională la această olimpiadă, dar s-au centralizat notele din toată țara și am avut cea mai mare notă din țară. M-a sunat un profesor universitar din București care s-a uitat peste lucrarea mea și mi-a spus: măi băiete, tu de unde ai învățat despre mulțirea virusurilor? Că în limba română nu există o carte care să scrie așa de bine cum ai scris tu. I-am spus: o, domnule, eu am învățat de la Iisus Hristos, care a fost de față când s-a creat și știe cel mai bine ce se întâmplă acolo. Îi vorbea Domnul într-o împrejurare lui Moise, Exod, capitolul 33 cu versetul 21. Domnul i-a zis: iată un loc lângă mine vei sta pe stâncă. Facă Domnul ca fiecare dintre noi să ne descoperim locul pe stânca care este Hristosul. În locul acela să dăm totul pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu, ca numele Domnului să se proslăvească, mărturia numelui Său să meargă înainte și noi să ne bucurăm. Amin.